Oameni frumoși, bună ziua! Sunt doctora Iana Janina și mă ocup de educație alimentară. Astăzi o să vorbim despre cum putem să ajutăm părul nostru să crească, și am să vă spun câteva sfaturi. Primul sfat este acela de a masaja scalpul, nu doar când suntem în duș, dar și în cursul zilei cu partea aceasta a degetelor, nu cu unghiuțele, cu partea asta aici. Cu cât masăm mai des, cu atât stimulăm circulația sângelui și ajută să se desfacă foliculul, ajutând să crească mai repede părul. Nu folosi produse care conțin silicon, pentru că blochează foliculul, și împiedică hidratarea părului. Un alt sfat este acela de a îmbunătăți alimentația. Am să vă spun câteva alimente care ajută la acest proces de îmbunătățire a părului și îl ajută să crească mai repede. Și avem pui, linte, mazăre, ouă. Acestea ajută foarte mult la creștere din cauza vitaminelor care le conțin. Alimente care ajută la circulația scapului, lămâi, kiwi și portocale. Pentru a stimula microcirculația putem să folosim uleiul de măzline și nucile. Un alt sfat este acela de a folosi suplimente de vitamine. Și avem vitamina A, E, C, magneziu și bineînțeles Vitamina B, mai ales vitamina B6. Un alt sfat este clătirea părului cu apă rece. Ajută la microcirculație și ajută să crească părul mult mai frumos. Folosește produse naturale cum sunt uleiul de ricin, de măsline și de rozmarin. Eu, de exemplu, îmi fac de două ori pe săptămână. Amestec ulei de ricin cu ulei de orez, pentru că uleiul de ricin este prea <coughs> gros și adaug ulei de orez pentru că este hidratant și îl mai lungește așa un pic și îmi fac de două ori pe săptămână mască pentru păr și o las chiar și toată noaptea și părul meu este mult mai hidratat și îmi crește. A crescut o grămadă în ultimul timp, pentru că m-am ocupat mai mult de aceste lucruri. De aia astăzi sunt aici să vă povestesc despre aceste sfaturi. Bineînțeles, fiindcă a venit vorba de hidratare, trebuie să bem și apă. Pentru că apa nu ajută doar corpului în general, dar și părului. Sper că acest video v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Urmăriți-mă și pe Instagram. TikTok, YouTube, Facebook, oriunde doriți. Cine vrea să fie urmărit de mine în Dieta Janina, poate să-mi trimite una mail la, la info.dietajaninaarongmail.com Nu uitați să vizitați și site-ul www.janina.it Pentru orice întrebare, lăsați un comentariu sau scrieți -mi. Odzio minonata.